dezvăluirile Realitatea Plus despre mafia gunoaielor medicale nu rămân fără urmări. Garda de mediu a descoperit mari nereguli la sediul din Chiajna al firmei Sterileco. Comisarii au dat o amendă de 300.000 de lei după ce au găsit în curtea societății aproximativ o tonă de deșeuri medicale infecțioase ce au intrat în contact cu sânge sau alte fluide biologice. Acestea erau depozitate pe sol și erau un pericol biologic pentru populație. Societatea a fost sancționată contravențional cu amendă de 300.000 de lei pentru nerespectarea legilor în vigoare. Totodată, comisarii au impus conducerii societății să respecte în totalitate prevederile autorizației integrate de mediu și să procedeze la investigarea calității factorilor de mediu posibil afectați de depozitarea deșeurilor periculoase în afara spațiilor autorizate. Echipa care a fost în control a cerut poliției și procurorilor să facă cercetări penale pentru că deșeurile medicale periculoase erau depozitate și păstrate în afara spațiilor autorizate pe platforma societății. Mafia gunoaielor se joacă cu sănătatea locuitorilor din proximitatea capitalei, fiindcă ne aflăm doar la câțiva kilometri de intrarea în București, iar lângă groapa de gunoi Chiajna, unde este această companie Sterileco, care se preocupa cu neutralizarea deșeurilor medicale de mare risc ce proveneau din spitale. Comisarii de mediu fac control și la firma din Prahova, unde gunoaiele extrem de periculoase au fost aduse pentru neutralizare.